Mici sfâne pe grătar, vă așteptăm să veniți să-i savurați la terasa noastră, cu mare drag și spor. Cu drag și izbor trec miile de pelerini în aceste zile pe la Sărbătoarea Vinului, unde sunt întâmpinați cu preparate delicioase. Într-o atmosferă plină de tradiție, la Hala Centrală, micii sfârie pe grătare, iar muzica populară încântă mulțimea. Mici hamsi. Hamsi. Mâncarea preferată a românilor când e sărbătoare. Ceafă de porc mici, turtă moldovenească. Tradițional. Tradițional, da. Am luat o blăniță mică acolo. După aia mâncăm ceva, după aia mergem acasă. Produsul popular care atrage toți pofticioșii este pastrama de oaie fiartă în vin. 100 de grame costă 17 lei. Vă așteptăm cu bogata pastrama de oaie fiartă în vin, pregătită după o rețetă originală, carul cu mici, delicioși mici, nelipsiți, bineînțeles. Și tot dacă e toamnă, avem și pastrama de oaie la grătar, conte de berbecuți, cârnați de oaie, ceapă, frigărică. Chiar dacă prețurile sunt cam piperate, turiștii spun că nu pot trece indiferenți pe lângă bucatele împietoare. Un mic costă între 6 și 7 lei. Am venit cu preparate din Suceava, din inima Bucovinei, fricărui de pui, mici, chișcă de casă, costițe de porc, pastramă de oaie, tot ce doriți aici la noi găsiți. Eu mai mulți cumpără micii, ceafa să mai cumpără hamsiile, da. Trebuie să servești, că n-ai cum să treci pe lângă ele și că mai ales mirosul te atrage. De unde veniți? Da. De la Brăila. Nu am fost, ați recuperat Sfânta? Da. Am luat de poftă, nu de altceva, doar când treci pe aici nu te poți aține. Cum sunt prețurile? Cum se pare? Perate? Așa, așa, așa. Și pentru că bucatele tradiționale merg combinate cu un vin bun, comercianții locali au adus o gamă variată de vinuri. Din gama selecției foarte bune vinuri. Deci, Cotnari s-a diversificat gama de produse și are foarte multe produse ca să fie pe gustul tuturor. Tot în perioada 7-15 octombrie 2023, pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt se desfășoară târgul de toamnă, iar în jurul Halei Centrale îi găsiți pe comercianții de la târgul de blănuri și haine de piele.